Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Luminița Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul Marius Dulce, președintele Organizației Municipale a PSD Călăraș. Bine ați venit, domnul Dulce! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Și candidat la funcția de primar? Sigur! Al municipiului Călăraș. De câteva zile a început precampania, o precampanie atipică datorită acestei pandemii cu care ne confruntăm. Cum vă derulați precampania? Așa cum am fost învățați, suntem în dialog cu cetățenii, cu o anumită precauție, cu o anumită prevenție, dar trebuie să fim în dialog cu cetățenii. Suntem prezenți, așa cum ați văzut probabil, suntem prezenți în cartiere, încercăm să luăm pulsul, să vedem ce necesități au pe fiecare zonă, să vedem ce s-a făcut și ce nu s-a făcut și ce mai trebuie făcut. Deci, indiferent de ceea ce se întâmplă cu această pandemie, noi trebuie să fim în dialog cu cetățenii, dar cu o anumită precauție, pentru că așa ne impune timpul de azi. Nu veți merge însoțit de o echipă atât de numeroasă cum o făceați în alte campanii și probabil vă veți axa și pe comunicarea online, comunicarea prin pliante? Bineînțeles. Deci așa am făcut tot timpul. În toate campaniile am avut comunicare online și pliante și ziare. Nu vom mai face o campanie cu foarte multă lume pentru că trebuie să respectăm legislația în vigoare și ne vom adapta în funcție de legislație la momentul respectiv și cu siguranță nu vom încălca legea. Ați spus că mergeți prin cartiere. Ce ați găsit? Sigur. Tot timpul am fost prin cartiere și am urmărit cum se derulează și nemulțumirile oamenilor. Dacă vreți să facem un periplu așa prin toate cartierele, am început cu cartierul Măgureni. Acolo lumea este foarte, foarte nemulțumită. De atâția ani nu s-a făcut nimic. Am promis în 2014-2013, dacă facem acea canalizare pluvială și menajeră, pentru că neavând canalizare pluvială și menajeră, nu putem să intervenim cu asfalt, cu tot ce înseamnă o modernizare a cartierului. Dar tergiversarea cu care primăria a avut-o până la acest moment nu s-a putut face decât, cred că, vreo 100-150 de metri, 200 de metri de canalizare. Se lucrează acolo, dar dacă lucrez cu 5 cetățeni albanezi și un picon, n-am făcut nimic. Așa cum am mai spus-o, trebuia să, atunci când a acceptat sub antrepriză să vină cineva acolo, primăria, în speță primarul, trebuia să arate o hârtie cu toate firmele din Călăraș, iar acest antreprenor general să poată să stea de vorbă cu persoanele, cu firmele respective, pentru că este mai ușor să rezolvăm problema dacă dădea sub antrepriză la 3-4 firme, 5 din Călăraș, ritmul de executare creștea, într-o săptămână nu mai făceam o stradă, făceam 5 străzi. Și atunci puteam să rezolvăm problema mult mai repede. Dar se pare că nu se vrea. Se trenează așa numai de dragul voturilor sau ce se mai are în plan la primăria Călăraș. Deci principala nemulțumire a locuitorilor din cartierul meu. Nu au canalizare, nu au condiții decente de aia, pentru că să stai cu fosă septică în curte sau deloc, să stai cu toaletă în curte și spunem că suntem în secolul 21, nu este ok. Nu este ok și mai mult nu poți să faci. Dacă mergeți până acolo, vedeți că este după bombardament. Acolo nu s-a mai făcut nimic. Vorba unei doamne din cartier de acolo a spus că e ținut uitat de timp. Nimic nu se întâmplă acolo. Bun. Să trecem într-un alt cartier. Unde-s? Dacă mergem în cartierul Ceremag. Cartierul Ceremag, domnul Drăgulin a uitat când dânsul era acasă la Cozlogeni și domnul Dulce era, când ploua, era la intervenție cu pompieri și cu toate utilajele de la urban să tragă apa din curte de la oameni. Pe vremea acolo. Când erați viceprimar. Pe vremea când eram viceprimar. Și atunci, datorită acestui fapt și am văzut ce se întâmplă acolo, era într-adevăr o simplă rețea de canalizare și o fosă care nu avea niciun fel de pompă. Și atunci trebuia să trimitem vidanjele de la Ecoaco, acum ploua, să stăm pe telefoane și să ne deplasăm acolo pentru că nu făcea față, să vină să vidanjeze din acea fosă. Atunci viceprimarul Dulce la acea vreme a luat decizia de a extinde rețeaua de canalizare. Datorită faptului că se crea presiune, am pus niște clapeți de sens la zonele, la casele care erau sub nivel, ca să nu deverseze în interior, să nu ne mai dea voie să ducă apa acolo. Și am reușit să facem și stația de pompare, de toată cu două pompe, în care am calculat ca să preia toate apele pluviale și menajere de la tot cartierul și în felul acesta am reușit să rezolvăm problema. Am mers mai departe și am extins rețeaua de canalizare.
Dar dacă n-a mai fost Dulcea la primărie, atunci n-a mai fost o prioritate. Au mai rămas strada Diaconu cu Oreții, cred, un pic din Cloșca și mai este încă o bucată de străduță micuță în care trebuia să facă o rețea de canalizare, să conecteze și toată lumea era mulțumită, puteai să vii cu asfalt să închizi și atunci rezolvam problema. Ca să nu mai stăm tot timpul în alertă, pentru că atunci când plouă, este un magazin acolo pe Diaconu Coresi care este lângă o fosă din asta, într-o stație de pompare. Și atunci când plouă, tot timpul stau oameni la reltă că inundă efectiv, pentru că au cotele mai joase decât strada. Și gaz. Iarăși acolo sunt... Nu au rețea de gaz? Iarăși au rămas porțiuni care nu au rețea de gaz. Și au fost la primărie cineva, nu știu cine i-a învățat, să facă un tabel colectiv. Cererile, le-am explicat oamenilor că n-au cum să facă pe un tabel colectiv, trebuie să facă cerere uninominal pe fiecare adresă, ca aceste adrese să meargă, să fie preluate de primărie, bugetate și trimise mai departe la gaz, la societatea de distribuție gaz. Deci, Măgureni, canalizare, Ceremag, inundații pe străzile unde nu a fost rezolvată problema și rețea de gaz. Aceeași problemă s-a întâmplat în cartierul Fenece. Și vedeți ce se întâmplă. Ne chinuim și ne-am chinuit de un aviz. Da? Nu mai m-am ocupat, s-a ocupat primăria. Noi am făcut uz de tot ce cunoșteam la Ministerul Transporturilor, pentru că a zis că acel aviz nu se putea elibera de către căile ferate de Ministerul Transporturilor, că se află canalizarea în zona de siguranță. Așa este. Dar foarte mult nu e interesat. O tergiversat așa presiunea de a scoate acel aviz și am ajuns astăzi că un constructor sapă acolo, de câte ori plouă se surpă, oamenii sunt disperați, toată apa iarăși intră în curte, sperăm că până la urmă, anul acesta, dacă vrea bunul Dumnezeu, da, să termine acea canalizare ca să putem să lucrăm la acei oameni niște condiții decente, pentru că în 2000, iarăși, mă repet, în 2000, în mandatul de viceprimar, am trecut acolo și știam că avem aceleași probleme cu casele mai joase decât șoseaua și trebuia să stăm în alertă cu vidanjele la fel. Și atunci ce am făcut? Am bugetat, am reușit să bugetez, să vin cu propunerea și să băgăm gaz pe strada Poieniței și Vișinilor, să facem canalizare pluvială care poate fi folosită și ca menajeră, pentru că astea sunt condițiile. Am asfaltat Vișinilor și Poieniței, am făcut stație de pompare acolo și preluăm apele din cartierul Fenece și le deversăm în variantă, pentru că e mai mare canalizarea. Mai avea o stradă, probabil că domnul Drăgulin, din turnul lui de fil, deci nu știe unde e strada antiaeriană. Mai avem o stradă foarte mică, cred că 100 de metri pătrați, strada pe care e și stația de pompare, și putea să mai conecteze și acele case la rețeaua de canalizare pluvială și legat la stație și atunci rezolvam o parte. Ne rămânea partea de livadă și atunci rezolvam toată această problemă și în acest cartier. Cu bani puțin, că dacă începem să facem socoteala pe bani, ne ajungea banii după Titulescu să facem 3 cartiere. Putem merge mai departe în cartierul Livadă, care oamenii aceia n-au cerut. Au cerut și ei condiții decente. Chiar dacă sunt spăitori acolo, chiar sunt cetățenii noștri. Sunt cetățenii călărași. Sigur. Și atunci și au nevoie de un racol la apă potabilă. Au o rețea de apă veche care vine prin combinat. Și atunci există o anumită problemă de contaminare. Și atunci au cerut să se lege la rețeaua de apă. Au cerut și... schimbate conductele? Sigur. Sigur. Rețeaua. Dar se poate lega. Pentru că putem să legăm această rețea de apă din cartierul care am spus că l-am asfaltat, bucata de FNC. Da, și atunci era avea apă potabilă. Deci se poate face acest racord simplu. Au nevoie, au cerut condiții normale de să aibă și o canalizare, pentru că s-au modernizat și ei acolo și au făcut case frumoase. Și atunci au nevoie și ei de canalizare, care, iarăși, când am făcut această stație de pompare, am calculat debitul pompelor de a prelua și acel cartier cu ape pluviale și menajere. Deci, avem toate condițiile, nu mai trebuia să le prioritizeze, să poată să ajungă și acei oameni la niște condiții normale. Că
Dacă nu le creăm condițiile în secolul 21, să n-ai o apă potabilă, să n-ai o canalizare și să ai un asfalt, n-ai făcut nimic. În ce cartier ați mai mers? Am mers și în cartierul Mircea Vodă. Mircea Vodă. În Mircea Vodă a fost o discuție amplă încă din 2015-2016, când am propus să asfaltăm tot cartierul Mircea Vodă. Și spunea la un moment dat domnul Răgulin că n-a intervenit pentru că nu sunt utilități acolo, nu au canalizare, nu au și n-au putut să asfalteze. Mint. Strada Luceafărului are canalizare înainte de a fi CL8. Strada Macului are canalizare pe CL8. Strada Digului are canalizare pe CL8. Strada Crângului are canalizare pe CL8. Și prelungirea Panduri. Ce a fost la momentul respectiv, când nu am fost prins în CL8, am intervenit, pentru că dacă intrați la mine în birou, aveam hartă mare a orașului unde se intervenea pe CL8 și eu, pentru a bugeta la fiecare rectificare, veneam și spuneam, bucățica asta trebuie bugetată ca să le conectăm la CL8. Și așa s-a întâmplat, de exemplu, pe strada unde îmi scap acum, unde este grădinița Voinicel, da? Era o porțiune care chiar în fața grădinței nu era conectată. Nu era conectată, cred că, între Dumbravei și Năvodari. Și nu era conectată la rețea. Atunci am intervenit, am bugetat-o, am conectat-o. Deci se poate face. Se poate face dacă vrei și prioritizezi. Nu poți să iei să spui, nu am intervenit, nu punem acolo. Iarăși, când s-au ales loturile de străzi, am zis așa. Dar n-a priceput, am zis. Începem și facem o parte din cartier, partea stângă sau partea dreaptă, și după aceea ne mutăm în cealaltă parte. Păi n-a vrut să facă așa pentru că n-a înțeles ca principiu de ce. Una este să asfaltezi o zonă întreagă și să nu mai car noroiul de pe strada Pescăruși sau strada Digului sau strada Luceafurului să duci pe Dumbravei și pe Novodari noroiul. Care a fost motivul refuzului? Care a fost gândirea. Pentru că toată gândirea de asfaltare la momentul, vorbesc de 2014-2015, când am pus în operă toate astea, explicația mea a fost așa, să fluidizăm traficul pe zonele respective. În sensul, să conectăm zona de la combinat ocolitoare pe Năvodar, tot era asfaltată, ieșeam la bazar, după aceea pe Cornișei. Și s-a făcut pe partea. Dar trebuia să închidem toate astea, pentru că Luceafărului este prima stradă care a avut canalizare menajeră în Mircea Vodă. Străzile au utilitățile deja. Bineînțeles. Ar trebui doar asfaltată strada. Bineînțeles. Acum am văzut că se lucrează, a fost o discuție amplă, că cum facem canalizările, cum extindem canalizarea pluvială. Da, canalizarea pluvială. Păi, dragi călărășeni, ca să facem canalizare pluvială cu conductă separată în Mircea Vodă și în oricare altă zonă din Călăraș, ne va costa cât 3/4 din costurile unei canalizare menajere. Dar nu asta este vorba, nu este vorba de cost. Este vorba că acea gândire de canalizare pluvială nu a fost făcută de-a lungul timpului cu conectări până la stația de epurare. Ele vin, canalizările pluviale vin, se leagă în canalizarea menajeră. Acum avem o problemă pe epurare, pentru că amestecarea de ape înseamnă debite mai mari, înseamnă costuri mai mari. Dar nici nu ne permitem acum, la momentul acesta, ca Călărașul, primăria Călăraș, mai ales că, din ce am înțeles, nu Stânca Sărși și din ce am înțeles acolo, am fi un pic aproape de faliment dacă nu gestionăm bine toate aceste probleme. Păi, noi trebuia să ne legăm exact cum aveam. Ne-am pluviale la canalizarea menajeră, mergeam pe zona asta, cream condiții și în momentul în care aveam bani, și asta vorbesc de bani europeni, pentru că niciodată primăria Călăraș nu o să mă fie în stare să susțină asemenea cheltuieli dacă nu avem bani europeni pe infrastructură.
Și atunci rezolvam toate aceste probleme. Lumea așteaptă, lumea este nemulțumită, nu că am mers dulce acolo și că vezi, Doamne, că eu i-aș fi instigat pe aceia. Nu, oamenii strigă nemulțumirea pentru că una e să-ți vezi vecinul că iese pe covor asfaltic și alta e să ieși tu niște gropi și când plouă să stai cu frică că ți inundă casa. Gospodărie, da. Cinci cartiere mi-ați enumerat până acum. Ați mai fost într-un alt cartier? Dacă păi, iarăși revin în cartierul Farfuria. Cartierul Farfuria are toate utilitățile. Acolo, la fiecare capitol bugetar în anii ăștia de opoziție, da, am venit așa. De câte ori veneam și spuneam ce sunt... Revin, iarăși în 2016. În 2016, după ce s-a terminat cele 8, știți foarte bine, mă repet și am spus-o mereu, acea lucrare de refacere a infrastructurii de canalizare a fost foarte bună. Problema este cum s-a lucrat, că noi avem o problemă, cum le lucrăm aceste lucrări, de fapt. Da? Și avem o problemă cu aducerea la stadiul inițial. După ce s-au băgat toate țevile în pământ, după ce s-a conectat, tot orașul arăta după bombardament, pentru că nu s-a refăcut nimic din structura inițială de unde s-a intrat și s-a intervenit, n-au mai refăcut nimic. Și au rămas șosele sparte și fărâmate și deteriorate. Și bineînțeles că au fost divergențe între noi acolo și a spus, chemăm constructorul. Păi îi chemăm, nu-i chemăm și până la urmă, dacă acum, ce să zic, vă duceți pe Rahova, Plevna și le vedeți, o să vedeți că așa se vede clar cum s-a spart și cum s-a refăcut, nu. Dar nu aveau obligativitatea prin contract inițial? Este de a duce la stadiul inițial orice lucrare care este efectuată în Călăraș. Dar din păcate, onor, domnul primar a zis, lasă că o să-i chemăm, o să le facem și în final s-a trezit că dacă nu semna recepția, dădeau bani. Nu mai spunem că intrăm în zona aceea, că cei de la Hidroconstrucția mi-a cam chemat în judecată firmele din Călăraș care au fost subată și au plătit miliarde, oameni ăștia, o parte din ei la Hidroconstrucția, nu le-a mai dat banii pe garanții și o întreagă poveste s-a întâmplat acolo, dar cert este că noi am rămas cu străzile neaduse la starea inițială. Drept pentru care acest lucru se întâmpla și în Farfuria. Am avut o lungă poveste spre în 2015, cred, și tot era povestea că, într-adevăr, rămânea în garanție, dar lumea era în noroi și în gropi. Și atunci am zis așa, hai să facem, că nu avem bani mulți, să facem un tratament bituminos, refacerea străzilor, ceea ce s-a întâmplat, și zic, mergem după aceea cu un strat de 5 cm de asfalt și am rezolvat problema în tot cartierul Farfurie. În 2016, dacă am fost în opoziție, n-am mai fost în executiv, am început la fiecare buget să spun, domnule, la Farfuria trebuie să punem 5 cm de asfalt. Acești 5 cm de asfalt pe lungimea străzilor de 400 de metri, undeva la un miliard jumate pe fiecare stradă. Și nu mai avem. Mai avem Stadionului, Speranței, Oituz și Titulescu, și strada Titulescu. Ce era așa de mare un efort financiar de 1000 de lei pe care îi dăm la FUSA, de 1 milion de lei, puteam să facem asta. Ba mai mult, am zis că dacă tot bugetăm serviciu public pavaje spații verzi, pot fi derulate cu angajații de acolo. În fiecare an la buget am spus cei de la pavaje spații verzi să facă străzile în jur. Am reușit să fac decât două străzi. În speță școlii și strada Unirii. De ce? Nu știu. Din punctul dumneavoastră de vedere, aceste lucrări pot fi făcute din bugetul local? Bineînțeles. Păi v-am spus cu sume. Adică nu este o sumă să dai 1 milion de lei să termin un cartier. Și făcut cum trebuie. De asemenea, ați spus că în Farfuria, firmele care au derulat lucrări nu au adus străzile la stadiul inițial. Nu numai în Farfuria. Am înțeles. Tot orașul. Bun. Dacă veți ajunge primar, veți merge și, până acolo încât să sancționați aceste firme care nu... Mai mult am vrut să facem. În mandatul acesta am inițiat un proiect de hotărâre de intervenție în carosabil.
Acest regulament, această hotărâre spunea exact ce trebuie să faci de la autorizare până la terminarea lucrării. Onor, primarul și PNL-ul nu au votat acest regulament. Și în acest regulament erau prinse și exact, sancțiuni? Exact, exact. Tot ce trebuie. Nu... Sigur, sigur. Deci tot ce se întâmplă. Este normal să fie sancționată firma respectivă dacă nu. Pentru că are garanție. Are... Și este la îndemâna primăriei să se ducă acolo și să-l dea de mânecă. Băi, cum faci? Dar fără acest regulament, mă gândesc că în momentul în care este oricum semnat... e în contract. Asta voiam să vă spun. Dar noi am mers mai mult. Datorită faptului că nu era explicat cum aduci la starea inițială, noi am și spus acolo cât trebuie să pui, cât pietriși, cât nisip, cum trebuie să faci, în ce etapă. Am vrut să clarificăm să nu existe dubii, pentru că la alte orașe există acest regulament de intervenție în carosabile și cum trebuie să readuci la starea inițială și am zis de ce nu și la noi. Dar onor PNL-ul și Drăgulin nu l-au votat acest regulament, pentru că se pare că încurca. De ce încurca? Pentru că trebuia atunci să respecte acele firme de casă care sunt în străinătate, dânceie, trebuia să respecte acest regulament. Era hotărâre de consiliu. Dar oricum, aceste prevederi sunt prinse și în contract. Și contractul trebuie respectat trebuie. La acest regulament. Păi foarte bine că trebuie, dar nu este. V-am spus, mergeți și vedeți ce se întâmplă. Da? Trebuia să mergeți pe locomotive când a plouat ultima dată, când era lumea disperată. Pentru că dacă nu se tasează bine și nu se tasează conform regulamentelor cum trebuie să faci lucrarea respectivă, din 30 în 30 de centimetri să tasezi și bagi pământul la... În momentul în care plouă, el se lasă, surpă. Mișcă și coloana și nu mai făcu nimic. În momentul în care zici că ai o canalizare, la un moment dat ea se îndoaie și nu mai preia și avem probleme. Nu interesează decât să facă niște lucrări din astea pe repede înainte, care deranjează. Orice lucrare în oraș este foarte bine. Dar noi nu ne mai permitem să facem lucrări și scumpe și de proastă calitate. Ați identificat problemele pe cartiere ale călărășenilor. Sunt multe probleme. Sunt multe. Doar dar ce în general, e... infrastructură, exact. Rutieră, pietonală, gaz, canalizare. Ce mi-ați enumerat acum? Măgure în canalizare, în Ceremac, inundații, rețea de gaz, FNC, canalizare și inundațiile care vin de la rețeaua de canalizare, livadă, rețea de apă veche, trebuie schimbată, Rafel canalizare, Mircea Vodă, străzi asfaltate, același... iar în Farfuria, străzile aduse da. La... În, forma inițială. Dacă veți fi ales primar, aveți soluție pentru rezolvarea acestor... Cu siguranță, nu pot să vorbesc, despre ceva care nu am soluție. Cum veți rezolva clar. Aceste probleme? Păi este clar că voi vedea ce buget mai rămâne, pentru că la ora aceasta, chiar dacă nu spune, știm, eu am dat un interviu și am spus că avem datorii de vreo 100 de miliarde vechi, vreo 10 milioane. Știți foarte bine că bugetul local dar, este foarte mic. Dar nu este foarte mic. Că dacă ne ducem, avem vreo 25 de milioane de euro. 24-25 de milioane de euro bugetul. Da? Dar, și când scoți dar, din el dar, salariile... Dar. Trebuie să nu ne uităm la salarii, trebuie să ne uităm la servicii, trebuie să vedem unde pierdem bani pe servicii, ce putem să recuperăm de acolo. Păi dacă cumpărăm licențe în fiecare an de 7-8 miliarde pentru licență de șters datele de nu știu ce, licență de șters datele de nu știu unde, păi nu e corect, trebuie să vedem. Să drămuim cheltuielile, să vedem de unde scoatem din bunuri servicii. Nu mai ne plimbăm cu atâtea mașini, că dacă vă uitați, mai avea puțin și de la portar, avea fiecare mașină de serviciu să ducă care pe unde. Da? Nu este corect ca să ținem, să facem investiții care, în loc să aducă bani la buget, ies bani de la buget, da? Pentru că este o problemă. Este foarte bine că am făcut acel bazin didactic. Dar ce facem că de atâtea luni de zile l-am recepționat, nu le-am dat să-l folosească nimeni. V-ați interesat care ar fi problema acolo? Păi e problemă că nu s-au autorizat cu salvamarul, au fost probleme cred că cu instalația de apă, cu clorinarea. Dacă noi dăm o funcționalitate acelui bazin din timp și să gândim economic, nu ne va aduce un cost
suplimentar pe buget, o presiune pe buget de peste un miliard, un miliard jumate în fiecare lună. Pentru că trebuie să plătim personal, trebuie să plătim toți reactivii de la stația de clorinare și tot ce se face cu apa, trebuie să menținem apa la o anumită temperatură. Și atunci, pe lângă faptul că este un bazin didactic să-l folosească copiii, trebuie să-i dăm o utilitate publică. Ca să balansăm puțin utilitatea acesta. Publică, asta înseamnă să puteți... Să creăm abonamente, să intre și altcineva în afară de ele. Da, să dăm abonamente, să dăm bilete de la ora 17 până la ora 21-22, să poată să meargă cineva acolo și să încercăm... Și altfel să aduceți banii în bugetul local. Să încercăm să se auto-întrețină, dacă este posibil, această, acest bazin, pentru că să nu mai ducem bani de acolo. Povestea cu poșta veche. N-am spus că este ilegal, așa cum insinuează domnul Drăguță, că este ilegal să finanțezi din bugetul propriu până îți vin banii de la Ministerul Dezvoltării. Este ok, îl finanțezi. Dar de ce a trebuit să dăm noi 6.161.000.000 din bugetul împrumutat nici de cum al nostru pentru această clădire și de ce să grăbim noi, dacă Ministerul nu ne-a decontat, să dăm noi de la noi constructorului? Pentru ce? Ne aduce un plus, un venit la bugetul local? Nu! Noi trebuia să facem infrastructura, trebuia să ne ducem pe zonele care v-am spus, ca să le... Chiar dacă sunt în împrumut, eu n-am zis că nu. E ok, e legal, dar de ce trebuia să cheltuim noi banii? Pentru că s-a zis în septembrie sau octombrie anul trecut, dăm banii acolo, terminăm. Am ajuns peste un an de zile, mai avem puțin, suntem în septembrie, n-am terminat nici poșta veche, plătim și dobândă la banii care am alocat acolo. De ce? Unde este prioritizarea? Deci, o parte din soluția pentru finanțarea acestor lucrări ar fi reducerea cheltuielilor... Este clar că trebuie să ne ducem pe zona de reducerea cheltuielilor de bunuri și servicii, pentru că avem nevoie de bani. Dacă stau să mă gândesc bine și avem un buget de 90 de miliarde pe investiții ne-a mai rămas. În 2016 aveam 230 de miliarde pe investiții. Acum când vom veni în 27-28 septembrie, vom câștiga primăria Călărași și vom vedea de ce s-au produs aceste decalaje, unde avem aceste consumuri suplimentare și ce s-a făcut cu acești bani împrumutați. Deci, la ora aceasta, nu știm ce s-a întâmplat cu banii împrumutați. Am cerut un raport să ne dea clar cât a plătit la fiecare lucrare de număr. Nici până ziua de astăzi nu l-a dat. Ne-am trezit la... Astăzi avem ședință de Consiliu online, da, și ne-am trezit că vor să modifice iar lista de investiții pe zona asta de împrumut. De ce? Iarăși ne plimbăm de la o investiție la altul, de cum, de... Nu l-am înțeles. N-am înțeles nici acum de ce a trebuit să înceapă la jumatea anului să înceapă să dărâme piața Big. În condițiile în care, dacă vine iarna, în cortul ăla care l-a amenajat acolo, nu mai funcționează nimeni, că n-ai cum să funcționezi. Și nu va termina. Că din datele care le am și care m-am dus acolo, se pare că este o greșeală de proiect, de ce, și nu se cam potrivesc piesele la puzzle-ul care îl construiesc acolo. Și atunci o să vedem cum și ce facem cu aceste zone. Vedeți bine, vorbește, în 2016 vorbea că construiește, nu știu ce, la cinematograful Victoria, nu se întâmplă nimic. Că face zona de promenadă aici, liberă, iar nu s-a întâmplat nimic în atâția ani. Că face o poștă, face poșta veche, că și aia era trecută, că o face, nu s-a terminat nici acum, că dacă vorbim până în iunie. Că dacă profită de pandemia asta și se mai duc 3 luni, 5 luni și alea, era normal să lucreze pe zona asta, să ducă. Iarăși ne întoarcem la piața Unirii sau piața centrală. Să ne ierte Dumnezeu, semnat contractul de un an de zile, mâine, poimâine, din septembrie la septembrie, vedeți bine că au ieșit niște țepe de acolo, demolată de 2 ani. Despre ce vorbim? Nu mai vorbim că
poate proiectele europene care au vrut să le facă în parteneriat cu Consiliul Județean, poate se făceau, dar dacă nu s-au înțeles și n-au lăsat orgolile la o parte, trebuie să înțeleagă. Degeaba domnul Drăgulin pozează în Salvatorul Călărașului. Dacă ține la orgolii și dacă nu colaborează cu Consiliul Județean și ceilalți parteneri care pot încheia contracte pe fonduri europene, nu facem nimic. M-a acuzat că nu i-am făcut opoziție și nu am spus nimic. Păi eu sunt călărășean. Eu am făcut o opoziție constructivă, am înțeles care sunt obiectivele principale ale Călărașului, am încercat, chiar dacă n-am făcut proiecte de hotărâre, pentru că dacă făceam un proiect de hotărâre, nu trecea. Era clar. Am făcut proiecte de, am făcut amendamente la toate proiectele. Niciodată n-a spus. A spus că Dulce nu știe, nu cunoaște. Trebuie să spună că proiectul, modificarea proiectului de hotărâre este pe amendamentul lui Dulce, când am spus că trebuie să facem DDD-ul ăsta, disecția, da, la 4 ani, pentru a nu mai sta în fiecare an să putem să ne căcăim cu el, să avem și să, și să terminăm cu ea în octombrie și am terminat cu anul și n-am făcut nimic. Da, de ce nu spune domnul Drăgulin? Spune numai ce trebuie să spună, spune că noi tot timpul spunem nu a făcut, nu. Păi spunem ce nu a făcut și venim cu argumente. Pentru că în 2012-2016, dacă am reprezentat și am avut până atribut direcția tehnică, asta am făcut. Am stat pe hartă și am mers pe fiecare stradă care v-am spus și am găsit soluții. Și am găsit soluții pentru că tot onor Consiliului că au fost de acord tot timpul și au înțeles că trebuie să facem ceva pentru Călărași. Dar ca să vin să spui că vii cu fonduri europene în 2016 până în 2020, vii și spui că într-adevăr s-au semnat, dar ca stadiu de implementare nu ne uităm decât la Poșta Veche. Că restul au un 0,2-0,5%, că au venit cu, mai au desemnat nu știu ce, am modificat o serie de indicatori tehnico-economici. Hai să fim serioși. Oricine, normal că o să trăiască să ne ducem pe ce a semnat, să vedem ce a semnat pe fonduri europene și să vedem ce facem mai departe. Iarăși este un proiect acolo de mobilitate urbană care tu spunea cu strada București, vorbea de niște autobuze, dacă nu mă înșel. Da. Da? Păi întreb eu acum, dacă luăm voi autobuzele alea economice, electrice bănuiesc, da? Ce facem noi cu ele, ca și primărie? Le putem da operatorului unde avem contract? Sau trebuie, suntem obligați să facem societate comercială de transport local? Dar dacă facem, suntem obligați să facem societate comercială de transport local, suntem obligați să mai cumpărăm autobuze. Din ce? Da, să măriți parcul. În această emisiune ați identificat problemele. V-aș propune ca în emisiunea următoare să venim cu o soluție. Sigur. Pe fiecare cartier în parte. Sigur. Și alte proiecte pe care le sigur, le putem bugeta, știm exact ce trebuie să facem, știi cât ne costă, cu o eroare de plus minus 5%, da. Că nu suntem acum la... Le vom dezvolta pe fiecare în parte în emisiunea viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.